Am aici o soluție de betadină cumpărată din farmacie, iar aici am smântână de la producător local, smântână din magazin, am aici niște brânză de lemea de la stână și aici am niște cremă de brânză din magazin. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care vom pune betadină. Dacă produsul este curat, în sensul că nu conține amidon sau alte substanțe care ar putea ajuta la îngroșare sau știu alte lucruri de genul ăsta ca să arate și să fie cât mai spornic, produsul nostru va rămâne maro, da? În contact cu betadina. Dacă va conține aditiv, produsul nostru se va colora în albastru, verzui, violet. Hai să vedem ce se întâmplă. Începem cu produsul nostru curat în piață, da? Amestecăm cu un bețișor. Iată, este maro. Bun. Avem primul. E foarte important să nu contaminăm bețișorul, da? Vom folosi de fiecare dată un alt bețișor. Aici avem produsul numărul 2. Așa, și așteptăm puțin. Luăm un bețișor curat. Amestecăm. Da? Arată diferit. Așa? E, ce obținem noi aici? Un albastru violet. Înseamnă că produsul nostru conține amidon. Ce dezamăgitor, nu așa? Ok. Mai avem aici. O să las bețișor aici. Mai avem aici niște brânză din piață, de la producători locali. Punem betadina. Iată, este destul de dură. Dar chiar și așa, reacția va fi exact cum trebuie. Ei, vedeți, a rămas la culoarea maronie, da? Iar aici avem cremă de brânză din comerț. Hai să vedem ce se întâmplă. Clar, maro nu mai este. Devine gri. Ne-am lămurit. Cam despre asta este vorba, în funcție de cantitatea de aditiv folosită, vedem cum denaturează culoarea betadinei. Da? Avem brânză din comerț, telemea de la producători locali, smântână din comerț și smântână de la producătorii locali. Vă las pe voi să comentați.